Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 13 pe bulevardul Dacia. Conducătorii celor două mașini s-au speriat când s-au trezit față în față. Cel vinovat de toată această ispravă este conducătorul Matizului, care a traversat intersecția fără să se asigure. Prin urmare, șoferul Loganului a fost luat prin surprindere și nu a mai putut frâna. Ce se întâmplă? N-a acordat prioritate și m-a lovit. Și acum ce să faceți? Și acum ce să facem? Mergem la asigurare, vedem dacă ne înțelegem, să ne ia omului carnet. Dacă nu, mergem la poliție dacă ne înțelegem și vedem mai departe. Eu mă înțeleg cu tine, da? Cam puteți să faceți? Ba, acum? Păi nu știu, da. Să vedem. Radiator spart, unde spart, bară față, nu știu. S-a speriat? Eu? Nu m-am speriat, că n-aveam ce să mă sperie, că putea să lovească persoana din dreapta. Nu a acordat prioritate. Pagubele nu au fost însemnate, cele două mașini fiind ușor avariate, iar cei doi șoferi s-au înțeles pe cale amiabilă. Astfel de evenimente se întâmplă aproape zilnic pe șoselele din Argeș, motivele fiind neatenția sau nerespectarea semnelor de circulație.